Cezală nu a mai câștigat de patru etape, iar situația devine destul de delicată după ce Alb Alb-Albastrii au cedat vineri cu scorul de 2 la 4 duelul de pe teren propriu cu Metalurgistul Cugir. Dacă lupta la promovare s-a terminat de câteva etape pentru Zălăoane, echipa antrenată de Olariu și Oros, riscă să nu mai prindă nici poziția a doua la finalul sezonului dintr-o echipă care la începutul returului a anunțat că intră în lupta pentru promovarea Liga a doua, fotbal Club Zalo a devenit o formație cu șanse minime de a termina sezonul chiar și pe poziția secundă. Echipa antrenată de Constantin Olariu și Cristian Oros a suferit vineri după amiaza a treia înfrângere consecutivă, pierzând cu scorul de 2 la 4 duelul de pe teren propriu cu metalurgistul Cugir, echipă ce nu a mai fost învinsă de 14 etape. Înaintea fluierului de start s-a ținut un moment de reculegere în memoria surorii președintelui Ioan Morar, care a decedat vineri dimineața, iar fotbaliștii zăleoani au evoluat cu banderole negre. Jocul a început practic de 1-0 la pentru fotbal club Zalău, după ce atacantul Alexandru Popa a deschis scorul în secunda 35, învingându-l pe portarul Cugirului cu un șut din marginea careului. Bucuria zeleoanilor a durat doar 3 minute, deoarece oaspeții au restabilit egalitatea în minutul 4 prin Ovidiu Stoianov, care a reluat balonul în plasă din 5 metri după o centrare trimisă de Tudor Săuca de pe partea dreaptă. Până la finalul primei reprize, metalurgistul cu gira mai înscris o dată în minutul 32 prin Alin Șuteu, după o jumătate de oră în care Zalăul nu a contat aproape deloc în atac. Andrei Tăban a trimis un șut în transversal la porții Zeleoane, de unde balonul a ajuns la Șuteu, iar acesta a reluat culatul în plasă, scăpând singur cu portarul Mădălin Șandor. Alexandru Pop a reușit dubla în minutul 60, în scrim pentru 2 la 2, iar zeleoanii sperau din nou la un rezultat favorabil, care îi putea readuce pe poziția secundă. Însă finalul a fost tot al oaspeților, care au mai înscris de două ori, în minutele 73 și 82, prin Alin Șuteu și Ovidiu Stoianov, iar situația la fotbal club Zaleu devine una destul de delicată după trei meciuri în care Alba Albaștri nu a obținut niciun punct. Nu știu dacă ne scoate din lupta pentru locul 2, cert este că am pierdut astăzi al treilea joc trecem printr-o pasă mai, mai proastă, cauzată și, cauzată și de evenimentele de la jocul cu Reghin și din alte motive care nu cred că e momentul la ora asta să discutăm despre ele. Ce pot să spun? Sper să ne revenim. Am făcut un joc bun și, mă rog, o prima repriză bună la, la Iernut. nu s-a fructificat și ca urmare am și pierdut. Încerc de la meci la meci să ambiționez un pic echipa să încercăm să ne clasăm cât mai sus. Victorie meritată, victorie muncită. Uh, am întâlnit, eu știu, echipa care a primit cel mai puține goluri în campionat, am reușit să marcăm de patru ori pe terenul, pe terenul ei. Uh, eu spun că am controlat meciul uh, de la cap-coadă, să zic, Chiar dacă am trecut, am avut două momente grele de trecut, din punct de vedere mental. Am luat gol în secunda 30, nu? E foarte greu să, Dar spre lauda lor, jucătorii au, au, reușit să revină. Am luat gol la 2-1 după ce am ratat, nu știu, o, ocazii monumentale, prin ratat 7-8 ocazii nepermis de multe și de, de, ușor. Și am luat un gol iarăși foarte, foarte ușor. Am reușit să trecem și peste al doilea moment și vreau să-mi felicit jucătorii pentru, eu știu, pentru tot ceea ce au făcut pe teren, pe teren astăzi. Merită toate apreciele mele, ale tuturora. Sunt niște băieți, repet, admirabili. Antrenorii Olariu și Oroz nu au putut dispune în jocul de vineri pe doi jucători importanți, portarul Claudiu Băican și mijlocașul Florin Istrate, în timp ce Raul Stanciu a fost doar rezervă.